Dragii mei prieteni, astăzi vreau să vă arăt noua mea achiziție pe care am luat-o. Este vorba despre modelul RE80X, care vine cu o presiune maximă de 120 de bari, o cantitate maximă de 430 de litri pe oră, metri de furtun. Cât și fiul de alimentare, tot 5 metri are. Te-am spus multe despre el, nu prea am ce să vă spun, decât se poate achiziționa separat aceste accesorii, cum ar fi dispozitiv de curățat pavajul, o perie de spălat mașina, acest furtun care este pe lungitor, o sursă de apă până la aparatul respectiv, o perie de spălat, detergentul, diuța aceasta de spumare. Aici este un accesoriu care, bineînțeles, nu prea am văzut la nicio mașină de spălat până la momentul actual. E vorba despre o duză de sablare cu umiditate, adică să pui granulele de sablat în acel tub și, bineînțeles, cu cantitatea de apă, astea sablezi, adică dai toată vopseaua, rugină și tot ce ai pe materialul respectiv care vrei să-l sablezi și îl faci nou-nouț, adică dai cu vopsea pe el, dai cu curent și se lipește ceas. E un furtunel care se ducă de la aparat la lance, un prelungitor mult mai mare. Aici este vorba despre o lance ca să ai prelungire de la acest aparat, să poți să mufezi, să fie mult mai lungă. Și bineînțeles poți să-ți cumperi o pereche de ochelari. Aici este vorba despre accesoriile cu care vine. Vine cu această duză de spumare. Bineînțeles, un pistol de ăsta de suflat, unde suflă apa, furtunul care vine mufat aici. La desface, iau o bucățică de cuțitaș, iau și bagăm pe aici așa, dar nu știu dacă o tăia. Așa, măi. Hai da. Mamă, ce greu este să lucrezi cu o singură mână. Hai da, gata, mă. Asta l-am desfăcut. Uite-te și tu. Acum luăm și-l desfacem să vedem cu ce vine din fabrică. Produsul a fost, bineînțeles, ați văzut și voi, sigilat aici așa. Așa. Deci, după cum se poate observa, la prima deschidere dăm de acest aparat de spumare care vi l-am arătat, care vine în stoc odată cu acest dispozitiv. Cam pe gaură aceea iese spuma. Aici se pune detergentul pentru spumare. Pe mine unul mă interesează mai mult să curăț UTB-ul și cu emoicuțile să le spălăm și noi înainte să le vopsim. Acum luăm și desface și în partea cealaltă. Aici ce avem? Oho! Deci avem așa aici în partea asta o bucată de sită și cu acest ciuț sau cum să zice, că se mufează direct în furtun. Niște șurubele, o sită ca să nu intre mizerie gunoaie în cazul în care se folosește să treci dintr-un butoi, butoi separat, să trage apă și să speli din el. Eu unul nu-l folosesc așa, îl folosesc direct de la hidrofoi sau de la rețeaua publică. Aici avem un manual de utilizare, băi, frate, chiar ăsta, n-am văzut până acolo nimic așa. E, să nu exagerez, dar ia să mai ne uităm așa o dată, cât e aparatul, cât e manualul de utilizare. Aude-te și tu, deci mi le ia vântul. Singurii mi le citește, auzi. Binevenit și acesta, că mai am și ochii de când în când, dacă e ceva de nu știu la el. Avem lancea de spumare, sau nu știu, stai un pic, că nici nu știu nici cu aia cum vine pe aici. Ca material, mi se pare un material destul de bun. Uitați-vă și voi, are ștanțe pe el, are, se cunoaște calitatea de la stil. N-am ce să zic, bravo lor. Și am mai avut de la ei și drujba și motocoasă și am fost foarte mulțumit de produsele lor. Lance care este pentru spumare. Uite-te și tu aici, aud. Deci avem buton de blocare și de blocare. Deci mă miam că de ce nu funcționează să îi dau drumul, vezi? Deci că e acolo și apușca când jucam în PUBG. Țac, 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 țac. Și acum este blocat, în caz să nu apeși din greșeală, știi? Așa. Aici îl deblocăm și merge destul de bine. Hai să scoatem furtunul. Furtunul destul de bun, iarăși este material cauciucat, nu este chiar plastic ieftin, pare un material destul de bun, calitativ. Ștanță pe el de la Stihl, tot la fel, deci produse de calitate, adică cablul de alimentare de curent, care vine și el, bineînțeles, tot aici și bă, dar e greuț, mi se pare, nu este chiar foarte ușor, dar mi se pare mult mai mic față de ce am văzut pe internet. Opa! Opa, bă, dar e de. Acesta este și aparatul respectiv. Nu exagerez, dar 20, undeva la 25 de centimetri, cred că are. Chiar arată de lucrat. Uite-te și tu ce finețe pe el. Să nu exagerez, dar uite-te și tu. Mâinile mele cât de aspre sunt și cât de finețe este lucrat. Ceva nu merge? Bă, dar greu s-a pasat. Încă până aici de și el, de uza la aici.
auză. Unde este fabricat, deci este Stihl modelul RA80X, asamblat în China, by Stihl, Germania, nu știu, cred că o fi fabricat în Germania, cred, nu știu, dar chiar arată de calitate, nu este orice chinezărie de pe piață. Uite și tu sistem de închis și deschis aici. Am ajuns să mă bucur de el exact cum dai de permis. Băi, ai văzut când iei permisul acolo, ți-e prima ta mașină, nu contează ea. Fie ea și Dacia, fie ea și Mercedes, avion sau ce-o fi. E prima mașină, prima bucurie, că conduci și tu. Tot la fel a fost și când am luat și eu permisul, prima dată când am pus cu mașina pe șosea. Păi ce-a păcut e niște mânere. Uite, păi și ce mai este asta? Astea sunt duzile, ori, care vine de aici, din față. Uite, astea două. Aici avem un mâner, nu știu, stai că vedem și noi acum. E că nu mai e nimic. Uite că mai căzut ăsta. Acum îl luăm și îl desfacem. Imaginează-vă că se prinde foarte simplu. Deci avem aici aceste cleme care se introduce așa. Ia să vedem dacă le nimeri. Băgăm, apăsăm până jos, cred că. Gata, asta s-a fixat. Duzile care vine și ele la locul lui aia. Eu care îl băgăm și pe el pe aici. Avem aici această bucată de sârmă. E cole așa când se înfundă duza, știi? Să bagi, uite. Bagi și o răspunzi. De ce nu este în pachet și au uitat oamenii de acolo să-l adauge? Bă, o șurubelniță. Deci nu știu cât costă, de exact cum ați făcut voi sârma asta, să mai pune și o șurubelniță. De exemplu, eu dacă aș fi undeva dintr-un oraș, sunt nevoie să mă duc să-mi cumpăr o șurubelniță, să stâng aceste două șurubele. Ce încă am șurubelniță, da? Dar să zicem așa, dacă este unul din oraș și de la bloc, e mult să-și cumpere șurubelniță. Să băgăm aici șuruburile astea să le stângem și pe ele aici de unde sunt. Dar lucrurile la el și îi dăm grijă după. Filetăm cu alea așa jos. Fez aici și pistolul. Ia să vedem cum vine ca să intre și el aici ca lumea ca la carte. Am luat, am introdus așa. Asta e poziția. Am adăugat și pe ăsta aici. Asta e exact ca la pușcă, știi, când iese să nu se audă. Amortizorul ăla. Pe principiu. Perfect. Nu știu dacă vine cu apă direct de la hidrofoi. Așa, mufat perfect. Acum să iau să băgăm și noi ăsta în priză. Am băgat, am pornit curentul. Ia uite-te și cum s-a cutat aici, voi tu. Înainte cu ăsta spălam eu la presiune. Presiunea de la hidrofoi. Bă, am mers destul de bine, n-am ce să zic. Acum să devin căicotaș că n-am mers. Un pic să ducă aerul ăsta după puiton. Aici și apă Putonescu. A pornit și a format presiunea în el, a declanșat automat. Urmează să iau să treacă cu pușca. Dacă mai ții mult așa, se duce vopseaua după geantă. Uite, deci tu ce a sărit acolo. Băi, nere, l-a tăcut, e fi mama lui. O, de mai pe jos. Oare, ce pe voi? Bura mea. Tu ce să-i vopseau pe aici? Și țărâncul în care încă nu este degresantul pus. Ia aia să iau duza cealaltă să o mufești pe aia. Ai ca intrat? Să vedem asta la întâi cum merge, că nu știu de-am încercat așa cea. Ia că băga aici niște spumă de asta activă. Am luat o spumă de asta activă concentrată și am diluat-o și nu prea știu dacă am pus-o. Bine, am înțeles, am pus-o puțin mai slabă că am zis să nu cumva, Doamne ferește, să vopseaua după presă. Și așa că am pus-o mai diluată, că m-am gândit că poate bagă și el apă ceva
de aici din tăioai, dar văd că nu bagă. Cred că mai diluează și el pe lângă ceea ce am adăugat eu. Apă peste aia. Este că n-am girat eu foarte bine, cum mai activă. Trebuia concentrează puțin mai mare. Azi până mă obișnuiesc eu cu ea. A, uita ce. Ia, e un tă. Oh. Azi iau la spălare. Spălare cam așa a și ieșit. Eu unul zic că a ieșit destul de bine. Bineînțeles. Nu s-a încălzit nimic. Au un picuț aici și a jos. Ia pe aici. Aici nu. Aici nu. Cred că pompa aici. Unde pompează ea. Dar e călduț. Nu, nu este să zici că s-a încins voi. Restul este foarte rece. Urmează să spălăm și emoicuțile și bineînțeles să le pregătim, să ne apucăm, să aplicăm opseaua. Proiectul cu emoicuțile trebuie executat. V-am pupat și sper să ne auzim numai cu bine.